Zalina Marghieva este una dintre cele mai titrate sportive din Republica Moldova, medaliată cu aur la Universiada din China din 2011. Tot în acest an, finalistă la campionatul mondial din Daegu, Coreea de Sud. Zalina este cea mai mare speranță a atletismului moldovenesc pentru Olimpiada de la Londra din 2012. După luarea baremului, Zalina Marghieva speră la o finală sau poate la un podium. Fata cu ciocanul, Zalina Marghieva la un sfert de vorbă cu Ilona Spătaru. Bună ziua, Zalina! Bine ai venit la Passepartout! Eu sunt onorată să vorbesc cu o campioană universitară. Bună ziua! Și eu sunt fericită să fiu aici și să discut cu dumneavoastră. Ai luat aur în luna august la Universiada Mondială din China. Ce înseamnă acest aur pentru tine? Sunt foarte onorată, am fost foarte fericită când am luat aurul, când m-am urcat pe piedestal și am realizat că sunt prima. Cu toate că până când doar printre studenți, dar oricum sunt prima, sunt cea mai bună. Și, sincer, am mai spus și spun că sunt foarte fericită și mândră pentru faptul că sunt prima. De ce tocmai proba asta, aruncarea ciocanului? Cred că totuși vine din familie, pentru că părinții mei tot sunt sportivi, tot au practicat același sport. Tata a fost aruncător de ciocan, acum mi-este antrenor, mama a aruncat discul, greutate, deci este ceva tot din familia asta aruncărilor. Și cred că de asta și m-am încadrat și eu în sportul acesta. Îmi place foarte mult și, sincer, nu văd viața acum fără ciocan. Ce poate determina o femeie în Republica Moldova să aleagă să profeseze într-un domeniu deloc atractiv din punct de vedere al condițiilor, remunerării și chiar perspectivelor? Da, este foarte greu în cazul nostru să practici sportul, dar aș spune că este foarte interesant. Ai posibilitatea să vezi toată lumea, să călătorești, să ai foarte mulți prieteni. Eu sunt persoana cea care sunt acum doar datorită ciocanului, deci m-am maturizat. Te-ai responsabilizat? Da, sunt mai organizată și vreau să spun că am foarte mulți prieteni și de chestia asta foarte mult mă mândresc. Dacă să obții o performanță în domeniul pe care îl practici, trebuie, cred eu, sau să muncești foarte mult, sau să ai talent, sau să le ai pe amândouă și încă un gram de noroc. Știu că ești modestă și o să-mi spui că nu poți vorbi despre calitățile tale, da? Dar pot să te întreb, te consideri o norocoasă? Da, sincer mă consider norocoasă. Mai puțin contează de talent, mai mult contează pe muncă. Totuși. Da, dacă muncești foarte mult, ai să realizezi foarte mult în viață. Sincer, cred că trebuie să muncești și totul vei realiza. Descrie-mi o zi din viața ta de atletă. La ce oră te trezești? Mă trezesc la jumătate la 8. La 8:20 deja plecăm cu toată familia, mergem la antrenament. După care urmează primul antrenament, el durează cam până la orele 11-12. După care venim acasă, ne odihnim și pe la orele 4 mergem la al doilea antrenament, muncim mai departe și pe la vreo orele 8 deja vin acasă și mă odihnesc până dimineață. Am înțeles, dar există un loc special amenajat pentru proba asta a ta în Chișinău sau este un loc improvizat, cum se mai întâmplă la noi? Nu, avem un stadion, el se află lângă manejul de atletism, deci avem cercuri, avem ciocanii. Sigur, nu este după standardele mondiale, pentru că să fie stadionul amenajat așa cum trebuie, necesită cheltuieli enorme, sunt foarte mulți bani, dar totuși ne descurcăm cu încetul. Cantonamente în străinătate ai? Anul acesta, mulțumită Ministerului Tineretului și Sportului, am avut 2-3 cantonamente în Cehia. M-au ajutat foarte mult cantonamentele acestea. Datorită lor, cred că am și realizat aceste succese pe care le am. Pentru că în țară este puțin mai greu să te antrenezi, drumul necesită foarte mult timp și așa mai departe.
și sper că în continuare și pe anul viitor, deci pentru pregătire la campionatul, la Jocurile Olimpice, am să fiu susținută iarăși de minister. Ai și o soră, Marina, și atletă. Competiția asta din sport trece cumva și în viața de zi cu zi? Nu trece. Suntem surori, ne respectăm, suntem prietenoase, deci suntem foarte apropiate. Chiar aș spune că și în sport nu suntem chiar așa de competitive. Adică ne susținem mereu. Eu încerc să o ajut, ceva tehnic, ceva chiar cu un sfat, la fel și ea mă ajută, mă susține. Când una câștigă, cealaltă pierde, da? V-ați certat pe chestia asta vreodată, poate când erați mai mici? Când eram mai mici era un simț al concurenței, iată, de ce ea a câștigat și de ce nu eu. Dar cu timpul ne-am maturizat și am înțeles că sunt mai mulți factori care influențează, adică astăzi pot eu să fiu mai puternică sau de caracter mai tare, mâine poate ea să fie. Așa că acum nu ne precertăm, adică ne susținem și ne bucurăm pentru realizările și succesele fiecare. Tatăl este antrenorul vostru. Ce fel de antrenor este? Unul dur? Unul înțelegător? Eu aș spune că este un antrenor perfect. Sincer, mă bucur mult că mă antrenez la el. Are toate calitățile pe care mi le-aș dori pentru un antrenor. Adică sunt perioade când știe că trebuie să fie mai dur cu noi sau sunt zile când poate să ne înțeleagă că suntem mai obosite sau ceva nu avem dispoziție sau ceva. Adică este perfect. Deci nu am nevoie de altcineva sau de ceva mai bun. Dar dacă ar fi prea înțelegător, mă gândesc că performanța ar suferi, nu? Păi de aceea el și combină chestiile astea, adică câteodată este și mai dur sau chiar prea dur, dar sunt situații când avem nevoie să mai strige la noi sau câteodată să ne susțină, spune că lasă că astăzi a fost mai rău, dar mâine o să fie bine, mâine este o zi nouă. Aruncarea ciocanului este un domeniu care cere să ai o anumită condiție fizică, nu? O condiție pe care nu ar agrea-o orice femeie. Tu cum te-ai împăcat cu asta? Bănuiesc eu că trebuie să ai o rație zilnică. Sincer, trebuie să mănânci mult ca să ai putere? Când ești în formă, când deci muncești cel mai mult, da, trebuie să mănânci. Adică dietele nu sunt prea binevenite la noi, la proba noastră. Da, trebuie să sacrifici ceva. Adică ori să alegi un rezultat mare, ori să alegi, nu știu, discoteca sau o siluetă de 90-60-90. Adică eu am ales rezultatul, am ales sportul pentru că îmi place foarte mult și primesc foarte multe din sport și mult mai mult decât aș primi de la o discotecă sau de la un film. Dar rația ta zilnică presupune mai multe proteine sau cum se echilibrează? Mai multă carne. Carne, da, deci carne, proteine. Proteine, da. Dar de toate câte o leacă, adică nu avem ceva mai presus sau ceva strict sau ceva neobișnuit. Adică ne hrănim așa cum ca și alții, ca și toți. Ai voie cartofi? De toate, adică de ai toate. Ai voie plăcintă? Deci ce frumos! Bună. Ce profesie ți-ai ales? Poți să mănânci orice. Și să ai performanță. Da, super. Și un pic de dulce pentru glucoză, pentru energie. Dar ce nu ai voie să mănânci? Nu avem așa ceva, sincer. Nu aveți restricții? Nu avem restricții, da. Hai să schimbăm subiectul, să trecem de la viața profesională la cea personală și la dragoste. Pe o scară de la 1 la 20, câte puncte ai dat tu la capitolul dragoste de țară? Sincer, îmi iubesc țara foarte mult. Cred că aș da undeva în jur de 15. Îmi iubesc, dar din păcate... Dar ea pe tine? Iată, în cazul acesta e mai greu să răspund, pentru că, nu știu, din atitudinea pe care o simțim chiar și față de televiziune, față de stat, cam îmi pare că nu prea ne iubesc, dacă sincer. Adică atitudinea pentru realizările televiziunii, da, 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 pentru adică voi, a statului, da, pentru din sportiv. Păcate nu suntem susținuți așa cum am fi vrut. Adică nu spun că ar fi vrut să fie ceva super la 100%, dar cât de cât să simțim că ne sprijină și că să ne spună sunteți bravo, mergeți așa mai departe. Din păcate este mai dificil în cazul acesta. De ce crezi că se întâmplă așa? Nu știu de ce. Nu știu. Poate că nu le place sportul, cu toate că consider că invers trebuie să propagăm modul sănătos de viață. Deci, prin sport putem să realizăm foarte multe.
țara poate să se ridice la un nivel foarte înalt, atât din punct economic, cât și din toate punctele de vedere, cultural, tradiții și așa mai departe. Dar, din păcate, la momentul actual, nu prea înțeleg chestia asta. Știi cum e? De la dragoste la ură este doar un singur pas. Mi-ai spus un pic pentru ce îți iubești țara. Spune-mi pentru ce o detești. Pentru ce ți-i ciudă ție pe Republica Moldova? Pe atitudinea asta negativă. Din păcate, cam înrăiți oamenii la noi. Adică viața este destul de grea și sunt cam înrăiți. De asta e cam greu aici. Când plecăm peste hotare, plecăm la competiții, acolo ne odihnim. Ne odihnim atât din punct de vedere spiritual, cât și fizic, pur și simplu te odihnești. Când vii încoace, deci ești un pic mai încordat. Și spiritul e altul acolo, în afara țării? Te simți mult mai liber, parcă ai fi acasă, aș spune așa. Cu toate că este o țară străină, este o cultură străină, sunt oameni străini. Acum ești o tânără preocupată în mare parte de sport. Multă muncă, călătorii, cantonamente, competiții. În tablou ăsta, foarte încărcat, viața personală își are loc? Își are loc și viața personală. La mine totul este bine. Nu aș vrea să fac mai multe vorbe, să spun mai mult, dar totul e bine și dacă te străduiești, adică reușești de toate, să ai și o viață personală foarte frumoasă și cariera sportivă la fel de frumoasă. Dar tu pe viitor te vezi cu soțul, copiii aici, în Republica Moldova? Sincer spun da. Dacă aș spune, au fost așa imagini apărute în Republica Moldova, dar aș spune sincer, nu știu ce o să fie în continuare, adică nu știu ce o să fie mâine, poi mâine, de asta nu pot să spun ceva în general, dar m-am văzut aici. Zalina, în toată cariera ta sportivă, care a fost cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare o consider, deci, locul 8 la campionatul mondial, care s-a petrecut anul acesta în septembrie în orașul Daegu. Cu toate că mulți m-ar contrazice și ar spune, cum, parcă ai medalie. Totuși, campionatul mondial este, deci, o competiție foarte mare, este foarte prestigios să fii în primii 8. Adică să spui că... Și tu ești în primii 8. Eu, da, în primii 8, m-am plasat pe locul 8 și chiar mă mândresc de chestia asta, că pot spun că doar 7 fete din toată lumea sunt mai bune decât mine pe următorii 2 ani. Nu spun ce o să fie mai departe, că o să vedem. Și, sincer, foarte mult mă mândresc, am vrut să fiu un 8, am sperat că am să fiu un 8 și am realizat chestia asta. Ești în formă maximă? Ești gata pentru Jocurile Olimpice? Până când de formă nu pot să spun, pentru că forma urmează să o capăt mai aproape de iarnă, mai aproape de Jocurile Olimpice. Ține de perioadă? Da, ține de muncă, de cum am să lucrez, în ce condiții am să lucrez, cum am să fiu pregătit atât din punct de vedere tehnic, cât și fizic. Dar vreau să spun că din punct de vedere moral, psihologic, sunt gata. Mă văd deja acolo, concurând și iarăși sperând că am să mă plasez în primii 8. Asta contează foarte mult, să fii gata din punct de vedere emoțional, psihologic, pentru că atunci când nu ești gata din punctul ăsta de vedere, lucrurile stau mai prost. Trebuie să fii pregătit, trebuie să fii totdeauna pozitiv, să știi ce vrei și totul se va realiza. Dacă îți pui în plan că ai să fii acolo, deci totul o să fie bine. Ceasul de pe monitor îmi arată că avem doar un pic, dar eu vreau să te mai întreb ceva. Cine te ajută? Cine îți ridică moralul zi de zi? Toată familia mea, tata, mama mă ajută foarte mult, ne susținem reciproc și fratele, sigur că tot e aruncător de ciocan. Deci este ceva familiar și este, cred că deja va fi o tradiție a noastră în continuare. Și ne susținem reciproc, ne gândim doar la viitor și doar la bun. Da, ai niște rețete, niște tabieturi înainte de competiție? Ce faci? Unii spun Tatăl nostru, alții au un talisman. Noi avem o tradiție. Cu sora mergem la shopping. Foarte limita, frumos! Da, în limita posibilităților. Femei adevărate! În limita posibilităților ne ducem la shopping. Deci, alții spun, cum? Parcă te duci și obosești. În cazul nostru invers, să primim numai emoții pozitive, deci chiar dacă nu am cumpărat nimic, deci oricum avem, procesul contează, deci mergem la shopping.
Avem semnal de final aici. Eu îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Îți doresc mari succese, în primul rând la Olimpiada de la Londra. Îți doresc tot aurul din lume, nu doar în sport. Mersi mult pentru invitație. Mi-a plăcut foarte mult.